Dar se numește Andreea. Este ceva întrebări și numele Andreea. Avem două Andrei în dreapta mea. Da. Păcata că nu este... A, bine, o să vă duce. Andreea a fost printre primele mele iubiți, cu asta în mine. Era în clasa a patra. N-am fost să da, când era în clasa a patra, o familie în care aveau două fete, s-au atat la un sat, stăteam în chirie, în o casă, destul de aproape de locul de stăteam eu. Și una dintre fete se numea Andreea, că era clasa a patra, era clasa a treia. Și povestea este tristă, pentru că vârsta aceea, dar acum e ceva haios. Și cred că o să fac și pe voi să răzbăniți această poveste. Căci toți ce-au pășit în lumea mea amară își iau și ei de-a